Lebedele sălbatice, după un basm de Hans Christian Andersen, adaptată de Ulrich Renz, ilustrată de Mark Rubitsky, tradusă și citită de Bianca Roiban. Au fost odată, ca niciodată, 12 copii de rege, 11 frați și o soră mai mare, Eliza. Ei trăiau fericiți într-un palat minunat. Într-o zi, mama murise și după un timp, regele se recăsători. Dar soția cea nouă era o vrăjitoare rea. Ea vrăji pe cei 11 prinți în lebede și trimise departe, într-o țară depătată după pădurea cea mare. Ea a îmbrăcat fetița în zdrențe și mânji fața cu o alifie urâtă, așa încât chiar propriul tată nu o mai recunoscu și o izgoni din palat. Eliza fugi în pădurea neagră. Acum era foarte singură și tângea din adâncul sufletului după frații ei dispăruți. Când se înoptă, își făcu sub pomi un pat din mușchi. Ziua următoare veni ea la un lac limpede și se îngrozi când își văzu chipul oglindit. Însă, după ce se spălă, era cel mai frumos copil de rege sub soare. După multe zile, ajunse Eliza la marea cea mare. Pe valuri pluteau 11 pene de lebede. La apusul soarelui s-a auzit un fâlfâit în aer și 11 lebede aterizau pe apă. Eliza a recunoscut imediat pe frații ei vrăjiți, dar fiindcă ei vorbeau limba lebedelor, ea nu îi putea înțelege. Ziua, lebedele plecau în zbor. Noaptea se cuibăreau frații împreună cu sora lor într-o peșteră. Într-o noapte, Eliza avuse un vis ciudat. Mama ei îi spuse cum putea să-și elibereze frații. Din uzici, trebuia să tricoteze pentru fiecare lebădă o cămășuță și să o arunce peste ea. Dar până atunci nu avea voie să vorbească niciun cuvânt. Altfel, ar fi trebuit să moară frații ei. Eliza se puse imediat pe treabă. Deși mâinile îi ardeau ca focul, ea tricota neobosită. Într-o zi, se auziră din depărtare cornul de vânătoare. Un prinț veni cu alaiul său călărând și în curând stătu în fața ei. De îndată ce se întâlniră privirile, se îndrăgostiră unul de celălalt. Prințul o ridică pe Eliza pe calul său și călări cu ea spre palatul său. Puternicul trezorier nu era deloc fericit de sosirea frumoasei mute. Fiica sa trebuia să devină mireasa prințului. Eliza nu își uitase frații. În fiecare noapte lucră mai departe la cămășuțe. Într-o noapte se duse în cimitir ca să adune uzici proaspete. Trezurierul o spiona.
de îndată ce prințul plecă la vânătoare, puse ca Eliza să fie aruncată în temniță. El susținea că ea ar fi o vrăjitoare care se întâlnea noaptea cu alte vrăjitoare. Diste dimineață au venit păzitorii după ea. Trebuia să fie arsă pe rug. De abia ajunse acolo că deodată 11 lebede albe veniseră în zbor. Repede Eliza aruncă fiecăreia câte o cămășuță de urzici. De îndată stăteau toți frații în chip de om în fața ei. Doar celui mai mic, a cărui cămașă încă nu fusese gata, îi rămase în loc de braț o aripă. Îmbrățișările și sărutările fraților încă nu se terminaseră când prințul se întoarse. În sfârșit putu Eliza să îi explice totul. Prințul puse ca răul trezorier să fie aruncat în temniță și după aceea se sărbători 7 zile nuntă. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Această carte a fost tradusă într-o mulțime de limbi și este disponibilă ca ediție bilingvă în toate combinațiile posibile a acestor limbi. Mai multe informații la www.sefa-bilingual.com.